Verbec. Sunteți foarte creativ și propuneți un proiect nou la serviciu, iar șefii vă apreciază. Nu băgați în seamă criticile, sunt simple manifestări ale invidiei. Taur. Dacă anumite lucruri nu sunt așa cum trebuie, ar fi bine să vă gândiți unde ați greșit. Partenerul de cuplu vă este alături și vine cu un sfat. Gemeni. Se anunță o schimbare pozitivă la locul de muncă. Aveți toate șansele să vi se propună o altă funcție sau să deveniți responsabili pentru un nou proiect. Rac. Astăzi sunteți foarte creativi și impresionați prin originalitate. Trebuie să găsiți modalități de a vă face cunoscut pentru acest talent, pentru că ați putea inspira și pe alții să vă urmeze exemplul. Leu. O problemă mai veche din trecut apare în viața voastră, dar nu vă neliniștiți pentru că veți găsi repede o soluție. O persoană de încredere vă vine în ajutor. Fecioară. Astrele anunță o perioadă favorabilă pentru a începe o serie de schimbări. Este foarte important să țineți cont și de sfaturile partenerului de cuplu. Balanță. La serviciu munciți foarte mult și obțineți rezultatele așteptate. Cunoașteți oameni noi care vă devin parteneri de afaceri. Scorpion. Sunteți pregătiți să vă implicați într-un proiect nou de la care obțineți informații foarte utile. Acestea vă ajută să vă lansați propriul proiect sau chiar o afacere. Săgetător. O zi plină de nervi și stres la serviciu. Încercați să evitați certurile cu colegii. O soluție ar fi să luați o pauză pentru a vă încărca bateriile. Capricorn. Se întrevede o zi perfectă pentru a începe o relație de dragoste și în plan profesional lucrurile merg ca pe roate. Aveți o nouă ofertă de muncă care va aduce câștiguri financiare mai mari. Vărsător. În plan profesional încercați să faceți o schimbare, dar nu reușiți. Ar fi bine să renunțați la această idee și să lăsați lucrurile să vină de la sine. Pești. Astăzi luați decizii importante în viață, mai ales în plan personal. Partea bună este că vă simțiți pregătit pentru aceste schimbări.